Bună seara, sunt Arotela și astă seară nu vreau să fiu serios. Nu vreau să fiu serios. M-am luat fistic, la bucătărie, domnilor, m-am luat pufuleț și ce am lângă mine? Bine, nu pot. Nu pot să mă îmbib. Suficient. Garone. Garone, oamenilor. Garone. Ca să vedem ce ar spune XY dacă v-ar suna în stare de ebrietate. Și mi-am pus aici. Nu prea mult, pentru că dacă n-am mai băut, dintr-o picătură mă fac mangă. Zice așa. Fabrica de fericire. Bă, hai să ne fabricăm, prefabricăm fericirea. Hai, noroc, sănătate. Măi, sper să mă simt bine, să nu mi se facă rău. Aveți ales 1, 2 și 3. Pietrele astea le știți. Foarte bine. Și ele vă știu pe voi. Până vă alegeți, mai mănânc un fistic. Mic. Ametis, nu pot să mănânc. Asta ce? Nu am fistic. Și începem cu number one. Boy, number one. Boy, number one. Erai și tu pe acolo, ai ajuns și tu numărul 1? De când? Ha. Hai să vedem. Ce-ar spune acest personaj? În timp ce am amestecat în pre-sesiune. În pre-sesiune. Iar, vedeți? Am zis, de fiecare dată apare aer și apă. Ia ca ce văzusem în timp ce am amestecat. Asul de spade, justiția, cavalerul de spade, asul de cupe și marea preoteasă. Sau invers. Ce v-ar spune? Înainte să vă dea telefon, cred că și-ar lua un timp de gândire. Acum, eu știu cât durează timpul de gândire până să ajungă la acest as de spade, până să înțeleagă, domnilor, doamnelor, până să înțeleagă. S-ar putea să mai dureze sau poate a durat. Nu știu. Semne de aer, semne de apă. Nu neapărat că sunteți zodii, poate să marcaje, ascendenți, ce aveți voi lunici pe acolo. În momentul în care va suna, acest personaj va ști exact, exact, că asta e destinul, karma, justiția divină, să vă întâlnească pe voi. Să vă întâlnească pe voi și hodoron tron brusc cu acest cavaler de spade, să se îndrăgostească într-un mod misterios. Încă nu înțelege, domnule, ce e cu dragostea, dar cu păhărelul, înțelege. E o stare de fericire. Când ești îndrăgostit, e similar ca atunci când ești beat. Nu degeaba au pus cupe. Drăguț. Da? E o stare așa de dizinez. Are ochii albaștri? Interesant. Ca să vezi și piatra albastră, aveți mult albastru. Văd cupe. Opa! Și eu au multe cupe. Pe care trebuie să le echilibreze. Interesant. Hai să vedem. Ce v-ar spune? Stai, domne, pune cărțile ca lumea aia. Ce v-ar spune dacă v-ar suna? Unică! Deja, ha! Valetul de spade. Ia. Da. Ar lăsa garda jos. După o perioadă de tăcere, ar lăsa garda jos. După lupte interioare, ar lăsa garda jos. Ce v-ar spune? Ce v-ar spune dacă v-ar suna? Încă un pic amețis ca mine. Upsa. Da, am înțeles. Yes. Nu v-ar spune că vă iubește, că nu poate, îi stă pe limbă, îi se simte limba încălcită. Nu v-ar spune asta, dar probabil că v-ar spune așa. Am stat, te-am urmărit, te-am blocat. Ne-am blocat unul pe celălalt. Dar acum gata. Separarea asta nu mai suport, nu mai vreau separare. Nu vreau să se încheie povestea dintre noi doi.
Vreau să continuăm. Tu știi asta, da? Nu te înțeleg. Ești ciudat, ciudată, băi, strange, parcă ești de pe altă planetă. Uneori zici că zbori, alteori zici că vorbești în altă limbă, măi. Dar îmi place, măi, de tine. Îmi place. Și lângă tine nu mai pot să stau în picioare. Nu mai am... Cum le spune, domnule? Blocajele pe care le am în general, în preajma altora. Te aștept de mult timp, te aștept, vreau să mergem în călătorie, vreau să vin la tine. Știu că e distanță, dar m-am săturat de distanța asta. Că distanța asta și ce s-a întâmplat între noi, separarea și faptul că ai vrut să pui punct acestei povești pe mine, m-a terminat, m-a blocat mental. Acum nu mai vreau. Vreau să continuăm, vreau să reconstruim, vreau să vin la tine, te-am așteptat, știu că și tu mă aștepți. Fată, simt că am tot ce am nevoie ca să pot să manifest o nouă etapă între noi. Da? Există o căsătorie. Vom găsi soluții. Deocamdată vreau cu orice chip să stăm de vorbă, să călătorim și să... Nu mai vreau. Sincer, nu mai vreau să fii departe de mine. Mi-ai struncinat destul viața, mai sunt și alte evenimente care îmi struncină viața, vreau cu tine să reconstruiesc. Vreau cu tine să reconstruiesc. În momentul în care te văd, efectiv simt că explodez. Am încercat să mă abțin, am încercat să tac, am încercat să te blochez, știu că și tu ai făcut la fel, dar în continuare simt același lucru și simt mai multe. Chiar dacă e un mister, chiar dacă nu te înțeleg, bă, mie îmi place de tine. Și adevărul este că am mințit. M-am zis că nu-mi place, dar de fapt, fă-te mă asta de treabă, chiar îmi place. Chiar îmi place. Ești atât de sexy că simt că nu mai pot. Explodez. Și îmbrăcată, eu tot dezbrăcată te văd. Și îmbrăcat, tot dezbrăcat te văd. Ideea este că te vreau lângă mine. Orice chip. Vreau. Da. Vreau să te simt. Vreau să te cunosc. Vreau să te descoper. Ești ciudată. Alien. Strange. Extraterestră ce-i fi. Mie îmi place așa cum ești și vreau să înțeleg mai mult ce e cu tine. Da, știu, am mințit. Recunosc că am mințit. M-am făcut că nu-mi pasă, m-am făcut că nu-mi place. Pentru că n-am înțeles, pentru că așa m-am obișnuit eu. Și tu m-ai mai respins. Când ai văzut chestia asta, înțeleg, m-ai respins. Dar mi-e dor de tine. Mi-e dor de tine. Mi-e dor de tine. Ești lucru cel mai colorat, cel mai cald, cel mai stimulant din viața mea. Recunosc că la un moment dat mă gândeam la trecut, mă gândeam la viața pe care am avut-o până să te cunosc și n-am îndrăznit să arăt cât de aprins, s-a prins să mă simt în preajma ta. Dar, după tăcerea și separarea care a fost,
M-am gândit obsesiv la tine. Obsesiv și zi și noapte. Nu știu de ce. Ce se întâmplă? Dar am înțeles. Am înțeles că lângă tine găsesc liniștea, vindecarea, tu ești a mea, tu ești destinul meu, tu mă alini. Prezența ta mă bucură, mă instigă, mă alină, mă face să mă simt ca un copil, mă îmbată, mă explodează, am toate stările. Toate stările și dacă tot am toate stările, vreau să și manifest tot ce se poate mai bine. Tot ce se poate mai frumos. Da, chiar vreau să lucrez această relație. Te-am urmărit. Și ce am văzut? Îmi place. Dar am văzut că mai sunt și alți oameni care te vor în această separare și nu mai pot. Nu suport chestia asta. Nu suport. Eu sunt foarte, foarte gelos. Dacă văd că te atinge careva, nu știu ce fac. Intru în beregata ei, îi iau la bătaie. Nu știu ce fac. Vreau să lucrez această relație. Vreau să fiu romantic. N-am... Cu tine vreau să fiu romantic. N-am fost romantic. N-am fost prea romantic până acum. M-am bucurat de viață. Cred că ai avut dreptate la un moment dat când mi-ai spus că mă mint, că te-am mințit. Tu ai știut. Tu ai știut, mă, tu ești extraterestru, domnule, de unde e informațiile astea? Cum ți-ai dat seama că te-am mințit? Nu știu. Da? Asta e. Acum a venit momentul adevărului. Adevărul este că vreau să manifest cât mai iute o relație cu tine. Ce este în spate? Am vedea. Dar eu vreau să fiu cu tine. Ești altfel. Ești altfel. Și chiar dacă nu te înțeleg, mie îmi placi. Ești frumoasă, așa. De pe altă planetă. Ești frumos? Ce v-ar mai spune? Ia să vedem ce v-ar mai spune. Nu m-am simțit suficient de bun pentru tine. De-aia n-am arătat că îmi place pentru că mi se pare că tu ești undeva așa sus, deșteaptă, frumoasă, educată, intuitivă. Cum ai știut că... Că mă mint pe mine. Cum ai știut? Cum ți-ai dat seama că nu sunt fericită în căsătorie? Eu nu înțeleg. Toată lumea vede că sunt fericită. Fericită. Tu cum de ți-ai dat seama? Am zis eu. Eu cred că vorbești cu alte buzdăgănii. Buzdăgănii în alea îți dau informații de-astea. Cu CIA-ul, cu KGB-ul, cu extraterestri, nu știu, mă. A, da, am zis eu, te doresc. Ți-am zis și o să zic până închizi telefonul. Adevărul este că nu suport că ne certăm, nu suport. Aș vrea să fii și tu mai blândă, că știu că poți să fii... Mă aprinde când ești autoritară, dar mi-aș dori să fiu un pic mai blândă, pentru că eu cred că avem ceva de făcut împreună. În plus, cuvintele tale rămân mult timp în minte, în urechi. Mă sensibilizezi și mă rănești foarte ușor. Nu știu dacă ți-ai dat seama. Dar... Mă rănești foarte ușor și din cauza asta am tăcut. Din cauza asta mi-am luat timp pentru mine ca să înțeleg. De ce mă atinge orice cuvânt al tău? De ce îmi rămâne în gând? Tot ce mi-ai spus, toate gesturile tale, cum te-ai uitat la mine...
Ți-aduce aminte? Eram împreună și la un moment dat ai schimbat. Ai crezut că nu mai dat am văzut. Fiecare gest mi-a rămas în amintire mult timp de atunci. Ești atât de sexy. Și mi-e dor să fiu cu tine. Mi-este tare, tare dor. Și totuși, uneori, simt nevoia să mă izolez pentru că nu mă simt suficient de bun pentru tine. Dar încerc, cât pot, nu știu cât reușesc, încerc să mă transform. Eu te-aș lua în brațe acum și te-aș iubi, chiar acum, dacă ai fi lângă mine. Uite aici, pe masa de la bucătărie. Wow! Pentru că pur și simplu simt că n-am mai iubit pe nimeni așa cum te-am iubit pe tine. Și nu vreau să te pierd. Nu vreau să te pierd. Nu vreau. Nu cred. Nu pot să cred că între noi s-a terminat. Nu. Această poveste încă mai are multe de povestit. Și separarea care a fost, vreau să ne readucă împreună, unul în brațele celuilalt și să ne bucurăm de această magie care este între noi, care a venit odată cu tine, că ți-a zis, eu cred că tu ești de pe altă planetă. De mă fac să-mi pierd așa capul și să mi se moaie picioarele, să nu mai pot să stau în picioare, în preajma ta, să simți că explodez, n-am mai simțit așa cu nimeni. Îmi doresc foarte mult să-ți arăt cât te iubesc. În principiu ați văzut cărțile. Eu le voi pune pe unele la loc. Pe altele o să le folosesc chiar. Și în pauza dintre numere, să mai iau o guriță ca să fiu în ton, ca să fiu în starea aceea special. Și un pufuleț, domne, eu astăzi mă gândeam, ai, cum să fac pufuleții? Voi știți să faceți pufuleți? Mă gândesc așa, în caz de criză alimentară. Dacă știm să facem pufuleți. Că nu o să se mai găsească pufuleți. Păi. Fabrica de fericire. Ne fabricăm noi pufuleții. Sănătate. Cupa! Ia-te dansatorul! Eu sunt un mare dansator? A, sunt un mare artist. Da. Mare dansator. Când te văd, parcă și mă rog, îmi vine să dansez, să țopăi de fericire. Da, să țopăi de fericire. Dar nu știu ce ai făcut tu, ce se întâmplă, că efectiv a rămas cu gândul doar la tine. Sunt obsedat. Ba, știu că nu sunt sănătos la cap. Știu că sunt ciudat. Dar întâlnirea cu tine a fost o un moment ca de spectacol. Am simțit că ne-am mai întâlnit cândva, că te știu. Am copilărit împreună, că am trăit împreună și în momentul în care te-am văzut,
uite așa am simțit, că mă învârt tot, că se învârte lumea cu mine. Ha. Da? A trebuit să-mi văd de drumul meu și separarea s-a produs. Mi s-a părut că sunt doar impresii, doar iluzii. Pe urmă mi-am dat seama, pe urmă am realizat că totuși această întâlnire nu este ca oricare alta. M-am gândit în această separare. M-am gândit. Și vreau să vă spun ce ar vrea să vă spun, dacă vă ar suna, în starea în care sunt eu acum. Sau în altă stare. Poate mai beat, că eu nu reușesc să fiu foarte beată, dar eu oricum. Din două, trei curițe imediat am făcut manga. Ce ar vrea să vă spun? Ic! Wow. Da. Am vrut să mă detașez. Am plecat. Te-am lăsat. Și am lăsat toată povestea să atârne de un fir de ață. Ah, firul destinului, probabil. Nu știu cum eu zice, domne, Ariat, ne-i zicea parcă. Dar cine își mai aduce aminte acum, după atâtea pahare? Da. Am lăsat lucrurile în coadă de pește, știu. Recunosc. Știu că o perioadă și tu te-ai gândit la mine. Dar eu mi-am văzut de drumul meu. Da? M-am luptat tot timpul cu mine. De fapt, mă lupt să fac bani. Baby. Am bani. Poți să-ți cumpăr tot ce vrei. Tot ce vrei. Pentru că sunt... Băi, I'm rich, I'm powerful. Și, în plus, I'm in love. E distanță între voi, între noi. E distanță între noi. Dar sunt dispus să vin periodic la tine, acasă. Sunt dispus să mă lupt, să mă zbat ca să întrețin această relație. Pentru că ți-am zis, baby, I'm rich și vreau să fii doamna mea. Fată, tu nu știi încă cine s-a îndrăgostit de tine. Sau băiatule, în fine. Încă nu știi. Mi-a fost greu, dar tot timpul mă gândesc la tine, Doamne. Tot timpul mă gândesc la tine. Și simt că ești la fel de puternică așa cum sunt și eu. Simt că noi doi putem să fim un cuplu puternic. Interesează dacă n-ai bani. Îți dau eu, cumpăr eu de toate, baby. De toate. Pentru că pentru mine ești cea mai frumoasă. Cel mai frumos. Cea mai deșteaptă. Cea mai puternică. Știu că ai trecut prin multe. M-am interesat. De ce? Because I'm rich.
Da. Tocmai pentru că pot să-ți ofer ce vreau și ce vrei. Sunt în stare să mă lupt și cu cei care mai încearcă așa una alta pe lângă tine, pentru că știu că ești dorită. Știu că ești dorită, știu că te mai doresc și alți bărbați, dar, baby, I'm the best. You will see, I'm the best, sunt cel mai bun, cea mai bună. Nu mă crezi? Stai să vezi când o să vin cu avionul înspre tine și o să ne întâlnim. Da? Nimeni. Nu o să mai stea. Nimeni nu o să mai aibă curajul să se apropie de tine. Nu de alta, dar îi pun eu la punct. Și, ups. Și nici tu nu o să mai vezi pe nimeni decât pe mine. Măi, între noi este ceva special. Și vreau să rămână special. Chiar dacă ne-am îndepărtat, vreau să revenim unul lângă altul, pentru că eu știu, simt că am mai fost împreună. Simt că ești femeia, bărbatul perfect pentru mine. A, crezi că bat câmpii, crezi că vorbesc așa, la băutură. Dar mă mir că tu nu ți-ai dat seama. Da. Sunt determinat să vin la tine. Cu mașina, cu avionul, cu ce-o fi. Sunt un om foarte ambițios. Și nu doar ambițios, dar sunt ambițios pentru că știu că te iubesc, știu că putem să fim puternici împreună și știu că am ce să-ți ofer, mă, față de șmecherași aia, șmecheroase alea care sunt în jurul tău. Eu am ce să-ți ofer. Asta e. Big difference. Și nu mai încerca și tu să pari detașată, pentru că nu e cazul. Am fost un tip rece, recunosc că am fost un tip rece, materialist, care n-a pus suflet lângă nicio femeie cu care am fost. Deși am iubit o singură dată în viață. Și de atunci n-am mai iubit pe nimeni. De atunci n-am mai iubit pe nimeni, fată. Și uite, așa te-am întâlnit pe tine și am simțit că te cunosc dintotdeauna, că știu ce ai nevoie, că știu ce simți. Când te-ai uitat la mine, mi-am dat seama că noi doi trebuie să fim împreună. Și persoana aceea rece, distantă, materialistă, care nu punea suflet, a murit. Am devenit o nouă persoană. O nouă persoană care te iubește, care vrea să fie cu tine, care vrea să simtă dragostea. Numai lângă tine pot să simt ce n-am simțit lângă nimeni. Tu ești singura persoană care mă transformă într-un mod atât de radical, cu care sunt deschisă să împart și averea, și reușitele, și succesul, și nebunia, și dansul, și fericirea, și tot. Am zis, suntem puternici împreună. Știu că te lupți cu tine, să-mi arăți că nu mă vrei. Știu că ești dorită de alții. Dar le arăt eu lor cine sunt. Și o să-ți arăt și ție. Și o să-ți arăt și ție. Ia uite. Regele de cupe și regina de cupe. Pentru că lângă mine o să te simți bine și în pat. O să te simți și protejată. O să ai și bani. O să facem dragoste în fiecare zi. Și o să te simți și înțeleasă și alintată.
Fată, nu mai încerca să par detașată. Uite, eu am renunțat la detașare și ți-am spus adevărul. Asta este. Noi doi vom fi împreună. Cătelus, tu cu mine? Asta, o să-ți treacă. O să-ți treacă când o să vezi, de fapt, cine sunt și ce pot să manifest. Și ce pot să-ți ofer. Și ce plăceri pot să-ți ofer. Și ce plăceri pot să-ți ofer. Nimeni nu e în stare să te facă fericită așa cum pot eu să te fac fericită. O fericită. Nimeni. Dar din câte te știu, că doar vorba aceea te-am urmărit. Sunt convins, omisă, că știi. Știi? Că ne potrivim. Că suntem făcuți unul pentru celălalt. Chiar dacă sunt diferențe, chiar dacă se... Dacă comentează lumea. Și ce dacă? Fuck it. Mi-aș fi dorit foarte mult să fie acum cu mine. Să nu trebuiască să vorbesc la telefon, pentru că mie nu place să vorbesc la telefon lucrurile astea. Vreau să te țin în brațe. Vreau să te țin în brațe, să te mângâi, să facem dragoste. Pe urmă să ne odihnim și pe urmă iar să facem dragoste și pe urmă iar să ne odihnim, eventual să mai mâncăm ceva. Și iar să facem dragoste. Mi-ar fi plăcut să fii cu mine. Asta mi-ar fi plăcut. Știu. Știu că această conexiune este sacră. Eu sunt împăratul tău, tu ești împărăteasa mea. Și repet, nu mă interesează dacă n-ai bani. O să ai. Lângă mine o să ai tot ce-ți dorești. Am niște adicții. Pentru distracție, pentru viața bună. Recunosc că îmi place să fac sex, că m-am dus cu alte femei, dar, ți-am spus, cu niciuna n-am simțit ce simt cu tine. Pe niciuna n-am iubit-o și pe niciuna n-am dorit-o așa cum te doresc pe tine. You are the one for me! You are the one for me! Și ce dacă mă au vecini? Și ce? Și ce? O să ne audă și când o să fim împreună. Și ce? Pentru că noi suntem cei mai buni. We are the best together. E așa, zic și eu în engleză. Consideră că ai căsuța ta pregătită. Lângă mine o să ai tot ce ai nevoie. Consideră că această discuție a pus deja fundația la relația pe care urmează să o începe. Crezi că fac mișto? Crezi că-s bad? Dar sunt foarte serios când vorbesc. Pentru că mi-a trebuit ceva. Mi-a trebuit ceva. Recunosc că a trebuit să mă lupt cu mine. Să-mi fac curaj să vorbesc cu tine. Pentru că știu. De-aia te și admir. De-aia și îmi place. De-aia te iubesc. De-aia știu că ești puternică. Și recunosc că m-ai intimidat la un moment dat. Dar te vreau lângă mine. Asta e. Te vreau. Și știu că și tu mă vrei. Și știu că o să fim prieteni. Și mai mult decât prieteni, o să fim un cuplu pe cinste. Și îi punem noi la punct pe toți ceilalți. O să-ți demonstrez dragostea. Dacă nimeni nu-ți arăta dragostea, o să-ți arăt eu ce înseamnă dragostea. Ai spune că de unde să știi ce e dragostea dacă tu nu te iubești pe tine, dacă tu ai o viață adictivă, dacă tu ai fost rece? Uite că știu. Mi-am adus aminte când te-am văzut pe tine. Când te-am văzut pe tine, mi-am adus aminte că eu știu să iubesc, pentru că eu te-am mai iubit pe tine. Și tu m-ai iubit pe mine în altă viață. Eu asta am simțit. Și nu mai crezi cum ți-am zis prima oară. Nu mai crezi. Tu ai făcut mișto, ai zis că fac eu glume, că vreau să te agăț. Adevărul este că mi-am dorit. Atunci, în seara aceea, mi-am dorit. Dar, faptul că m-ai refuzat, faptul că m-ai respins, și eu am avut treburile mele, am și eu... Afacerile mele, ți-am zis, baby, I'm rich. Și o să afli când o să fim împreună.
Și mai înainte de toate o să afli ce e dragostea. A ta, iete. Numărul 2. Când va fi să mă chemați și pe mine. Între timp o să mai exersez, să mai beau și eu. Păi, adică să mă simt și eu ca lumea. Acum ce fac cu un păhărel? Dar e suficient. Pentru mine e suficient. Deci îmi place Garone la max. La max, la max, la max. Știu că ar fi mers cu ceva sărat, n-am nimic decât fistic și pufuleți. Atăiete. Atăiete, suntem mai relaxați. Dom'le, râde și noi, iau-te, ne gâdilăm, ne mai simțim ce atâta stres. Lăsați-mă cu războaiele. Și ce ziceți cu... Ce, dom'le? Ia, uitați-vă la Sadhguru. Da? În timpul liber, când are conferințe spirituale, se duce cu motocicleta, se joacă, se simte bine. Păi, da, ce? Ce e? Crezi că dacă ești spiritual, nu te mai simți bine? Ia, lăsați-mă. Cu chestiunile astea. Aiurea. Da? Hai. Să mergem. Băi, ar mai merge totuși o briță, că s-a cam terminat. De numărul 3, super, super fericiți, yes, 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 fabrica de fericire trebuie reîncărcată cu o picăturiță, măcar o picătură, să vedeți cât pun, mă, să nu credeți că sunt una de aia așa, da, nu contează ce credeți, cred. Nu mai contează, ia uite, păi fată, tăiete, e voios, am dat pe jos, știi ce înseamnă când ai băutură pe jos? Că ești plin de bucurie, yes! King of Cups, Ace of Swords. A înțeles, nenea? Omul, fata, tipa, a înțeles cine o fi aici? A înțeles că e dragoste. E dragoste, domnilor și doamnelor. Regele de cupe, dragoste, fericire și hai să ne bătăm, măi! Trio? Ce contează ceilalți când suntem noi? Mai contează, mai contează. Băi, noi suntem foc. Noi suntem foc. Și fericiți. Ia. Pentru că am suferit. Am suferit amândoi. Și acum știm să ne bucurăm de viață. Asta e avantajul celor care știu să renască. Să vedem. Uite, mai am fistic. Nu, că mai am și în dulap, dar n-am în ce să-l pun. O, că aici am mizeria. Ce mamă, drăguțitică, putițică, budițică, mai, și lăsă ca mine. Op, așa. Eu vreau să vă zic, dacă ar fi, aveți un telefon în stare de ebrietate. Eu nu înțeleg de ce dau ăștia amendă pe fericire, că atunci când ești amețit, când ești beat, ești fericit, bre. De ce dau, băi, amendă pe fericire, mă? Pentru că sunt invidioși. Asta e, de-aia dau amendă. Sunt invidioși. Sunt prea multe. Oh. De când te aștept? De când te aștept? Mă uit în zare... Și nu mai apari. Aștept să vii și tu cu un telefon. De când așteptam telefonul ăsta? De când te aștept? Să vorbim. Dar, dragă, eu nu vreau doar așa să... Hai să vorbim și noi ca să ne aflăm în treabă. Eu vreau să stabilim ceva concret. Eu vreau să creăm ceva. Eu vreau să lucrăm. Adevărul este că când te-am întâlnit atunci, eram la job, știi bine. Eram la job. Nici nu mi-a trecut prin cap că o să te întâlnesc. Dar ai apărut tu. Ai apărut tu. Și de atunci, nici la job nu m-am mai concentrat ca lumea, a rămas pe gânduri. De atunci a rămas pe gânduri. Nici acasă nu m-am mai
nu am mai putut să mă implic în responsabilități, pentru că am rămas pe gândul mai, ți-a zis, a rămas așa cu un sentiment de beatitudine, fată sau băiatule. A rămas. Obsedat de toate stările pe care le am în preajma ta. Adevărul este, trebuie să spun, că am așteptat să simt această fericire, pentru că eu de fapt lucrez toată ziua, am o căsnicie toxică. A revenit așa, altfel, creativ. Pentru tine munca parcă părea ușoară, banii vin, pleacă, nu te crispai atât ca alții, pentru bani, pentru contracte, parcă îi făceai pe loc. Și în plus, euforia ta e foarte molipsitoare, foarte molipsitoare. Știu că între noi lucrurile trebuie să se schimbe. Da. Dragostea aceasta ne schimbă viața. Mie cel puțin îmi schimbă viața. Mie mi-a schimbat viața. M-am săturat de responsabilități, m-am săturat de lupte, m-am săturat de griji, vreau să iubesc. Vreau să merg mai departe, nu să stau pe loc, nu să-mi fie frică. Vreau să iubesc și te iubesc pe tine. Eu așa simt. Și ce aia crede la băutură? Nu, așa simt. Nu știu ce o să fac cu căsnicia toxică. Nu știu cum ne descurcăm cu șeful, cu șefa la locul de muncă. Dar te-am așteptat, măi. Și vreau să fim, să creăm ceva împreună. Vreau să creăm ceva împreună. Mă înțelegi că sunt aproape. Sunt fixată, o fixat pe această idee. Să creăm ceva împreună. M-am săturat de frici. Să stau pe loc, să muncesc pentru alții. Vreau să iubesc, mai. Vreau să ne iubim, vreau să fim împreună. Asta e. Întâlnirea cu tine? Știu? Că este predestinată, pentru că eu te-am așteptat. Tu nu mă crezi. Acolo unde sunt, este o plictiseală, să știi, să nu crezi că sunt fericit, fericită acolo unde sunt. E o plictiseală. Partenerul, partenera e plictisit, mă plictisește, avem tot timpul discuții, certuri. Eu vreau să fiu romantic, romantic cu tine. Vreau să fim noi doi și să muncim relația dintre noi doi. M-am săturat de conflicte. Când vreau și eu să fim împreună, vreau și eu ca orice bărbat să fac sex cu femeia mea, aia zici că doarme, că e obosită, că n-are chef. Vreau să renunț la frici. M-am săturat să aștept. M-am săturat, nu mai vreau să aștept. Nu mai vreau. Vreau să... M-am săturat de o viață echilibrată. Ăsta e adevărul. Că m-am săturat de o viață echilibrată în care muncesc, încerc să fac timp și pentru soț, pentru soție, partener, parteneră. Și ei tot nemulțumiți. Tot timpul cu gura taca, 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 taca. Și că zici că ok, hai că ne împăcăm, facem și noi un foc, ne... N-are chef. O doare capul, are migrene. Sau e obosit că a lucrat la serviciu. Două schimburi. Ca să fie liber a doua zi și să muncească nu știu ce. M-am săturat. Nu. Este o relație nesănătoasă acolo unde sunt.
Da, sunt soț. Dar uneori, pentru că eu cu soția nu mai pot să fiu așa cum e normal un bărbat să fie cu soția lui, mai mă duc și eu. Mai mă duc. Recunosc că mai mă duc. Și poate că până la urmă e dreptul meu să mă simt și eu bine. Dar când stau de vorbă cu tine, simt că intru într-o altă lume. Simt că sunt foarte fericit, fericită. Ești așa de specială, ești inteligentă, ești puternică sau puternic. Te simți așa, te simt așa protector. Nu ca bărbatul meu, care muncește toată ziua și vine obosit acasă și nu mai are timp de mine. Tu ești altfel. Și dacă ne-am întâlnit mai greu, măcar eu zic că faptul că am stat de vorbă pe internet a contat. Pentru mine a contat foarte mult. Orice discuție cu tine mă face fericit, fericită. După fiecare discuție cu tine, eu te văd în pat lângă mine. Așa te văd eu, nu te supăra. Dar mă simt foarte atras de tine. Tu nu dormi pe tine, măi. Tu nu dormi. Tu ieși în oraș, ai activități. Ai o profesie interesantă. Și eu stau singur aici și te urmăresc pe tine. Nu ești fericită cu alții sau fericit cu alții? Nu, nu-mi place chestia asta. Și nici nu-mi place când ne mai, când îmi pui bloc și când tăcem. Nu, nu-mi place. Tu crezi că din cauza că sunt căsătorit, căsătorită, trebuie să mă blochez, dar să știi că nu sunt fericită acolo unde sunt. Nu, nu sunt fericită. Între mine și partener, partenera, nu mai e nicio flacără. S-a stins flacăra de mult. A apărut această nouă pasiune pentru tine. Doresc foarte mult să stăm de vorbă față în față, nu doar prin internet, nu doar prin telefon. Vreau să renunțăm la grijile acestea. Ce zice lumea, partenerul? Să ne mai gândim la căsătorie, la contracte, să fim deschiși, să ne ascultăm sufletul. Ești atât de sexy, chiar dacă nu te cunosc. Dar eu mi-aș dori să fim împreună noi doi. Nu să mă chinui să am partide de sex cu soțul, cu soția, nemulțumiți, crispați, așa cu lacrimi în ochi. Nu, vreau să fiu lângă tine, pentru că lângă tine simt, îmi simt sufletul. Simt că avem o conexiune mentală, emoțională foarte puternică. Ceva ce nu pot să explic. Da, știu că trebuie să aleg, dar deocamdată vreau să alegem să fim noi doi. Noi doi, cu sufletul deschis. Deschis. Aș vrea să facem dragoste toată noaptea. Să simt că de aprins sunt din cauza ta. Să simți că pot să te protejez, că ești în siguranță lângă mine. Să știi că pot să te satisfac. Să știi că pot să fac dragoste toată noaptea. Nu mă consumi așa în 50 minute, un sfert de oră. Nu, nu. Deci nu trebuie să-ți faci probleme în privința asta. Ți-am zis și nu mă crezi. Tu ești totul pentru mine. Tu ești totul pentru mine. Și când mă blochez, mă apuc așa o criză de gelozie că mă gândesc că te duci cu altul și eu nu suport chestia asta.
Sau când te întâlnești cu altă, cu altă femeie, simt că nu mai, simt că nu mai pot. Pentru că între noi este, este o pasiune pe care nu o pot explica. Simt că împreună cu tine ardem până la cenușă și renaște. Dar sunt foarte gelos, foarte geloasă. E partenerul cu care ești sau partenera. Aș vrea să te văd fără haine. Aș vrea să... să te văd cum vibrezi de satisfacție lângă mine. Și aș vrea să, să simți cât de mult, cât de mult te iubesc, te doresc, te apreciez pentru inteligența ta. Adevărul este că am nevoie de o îmbrățișare. Cum nu pot să-ți explic dacă aș putea să intru cu mâinile prin telefon și să te cuprind. Tu să mă îmbrățișezi. Ah, ce bine ar fi. Să trec prin laptop și să te iau în brațe. Doar o îmbrățișare. Bine. Și după aia, mai mult. Un sărut. Un sărut și încă un sărut și să ardem până la cenușă. Separarea asta care este între noi, mie nu-mi place. Când se mai pune tăcerea, mie nu-mi place. Chiar acum mă gândesc la tine. Chiar acum. E, bine, dovadă faptul că ți-am dat telefonul, nu mi-a mai păsat că am băut și că nu sunt în forma cea mai politicoasă, că nu mi-am pus armurile, uniformele și n-am cuvintele cele mai elegante. Măi, dar sunt sincer. Draga mea, tu care ești foarte inteligentă, dragul meu, tu știi că oamenii la băutură spun adevărul și acum ar trebui să mă crezi. Am suferit atât de mult și știu că și tu ai suferit. Inimile noastre sunt atât de rănite, dar împreună, împreună ne putem alina, putem renaște și putem să creăm o nouă lume. Da, știu, întâlnirea dintre noi a fost trăsnet și toate întâlnirile care vor fi între noi vor fi trăsnet. Mai ales în pat, va fi trăsnet. O să vezi, mă crezi. Da, știu, recunosc, ți-am recunoscut și mai recunosc încă o dată de câte ori vrei, că încă sunt cu... cu el, cu ea, încă sunt cu soția, încă sunt cu soțul, încă sunt cu partenerul. Dar să știi că îmi iau timp, îmi fac timp. Să iau deciziile cele mai sănătoase pentru binele nostru. Și aș vrea să nu intri în panică, pentru că avem timp. Avem timp să creăm, să recreăm. Dar doar trebuie să ai încredere în mine. Și să nu uiți. De toată ziua mă gândesc la tine, chiar nu înțeleg de ce. Te gândești probabil și tu la mine? Sau ce se întâmplă? Toată ziua mă gândesc la tine. Și când sunt la lucru, și când sunt cu el, cu ea, tot timpul. Și când ne certăm, mă gândesc că dacă aș fi cu tine... nu m-aș certa, aș avea discuții interesante. Am face dragoste de dimineața până seara. Nu uita, o să închid în curând telefonul, că deja sunt convinsă că zici că vorbesc prostie, dar dragostea pentru tine este foarte puternică. Dragostea mea pentru tine este foarte, foarte puternică. Da.
Știu că tu ești o femeie, un bărbat inteligent, logic, rațional și o să zici că, vorbi la băutură. Aș vrea foarte mult să mă alegi și tu, pentru că eu deja te-am ales. Și o să vedem în timp ce facem și cu căsnicia și cu relația de lungă durată, cu relația karmică. Cristalul, tot timpul, te schimbi, vii cu subiecte interesante. Și în primul rând, ești plictisită de viață, nu ești cu chef de ceartă. Să știi, îți dau un sfat. Încearcă să nu mai fii așa de rațional. Ascultă-ți inima. Ascultă-ți inima, că inima spune să fii cu mine. Eu sunt persoana cu care trebuie să fii, mai devreme sau mai târziu. Eu sunt persoana aia care schimbă viața și lângă care vei renaște. Și dacă n-ai făcut până acum dragoste cu el, cu ea, o să facem împreună. O să facem împreună. Pentru că eu, pur și simplu, te ador. Te-aș săruta din vârful degetelor până în vârful capului. Ascultă-ți inima. Nu mai fi așa de rațional. Îți stă bine, îmi place, te ador, oricum, și când ești intelectual, intelectuală, dar mai ales când ești deschisă cu mine. Deschis, deschisă. Să începe un nou capitol, să ne transformăm viețile. Pentru că între noi e o dragoste magică. E o dragoste magică. Și a venit mai târziu, după ce am luat niște decizii, după ce suntem cu niște oameni în preajmă. Dar nu contează. Simțim dragoste. Și lumina pe care o simt fața ta, când stau de vorbă cu tine, îmi confirmă că și tu mă iubești. Eu știu că și tu mă iubești. Și tu ești fericit, fericită lângă mine. Dar aș vrea să recunoști și să mă alegi pe mine, așa cum eu deja te-am ales. Take a chance, nu love. Hai să ne dăm o șansă la dragoste. Pentru că putem. Cam atât. Sunt curioasă. Cum vi s-a părut? Și cum ați rezonat? Gata cu băutura, că nu prea. V-am zis de 2 ani de zile, de când am tot fost prin spitale. Știți bine. Cu una cu alta, n-am mai băut. Nici de rebelion n-am băut. Așa, o guriță mică de șampanie. De ziua mea am început o nouă viață. Mai fericită, domnilor și doamnelor, doamnelor și domnișoarelor, bunele mele prietene abonate. Să știți că și Iisus a băut la nunta din Cana și a dansat și a râs, așa că nu înseamnă că dacă e spiritual, nu e mai simți bine. În plus, ia uitați-l pe Buddha, ce grăsunel! Ce grăsunel și ce burtică are! Ha! Vă pup, seară faină, numai bine, ceau!